Ziua 23. De-a lungul secolelor, toți maestrii au declarat că fiecare om se naște împărat divin, dar că niciun om nu este conștient de acest lucru. Pentru că nu ne cunoaștem lumea interioară, rămânem străini de împărăția noastră. Și pentru că suntem străini de împărăția care ne aparține, care este pe veci a noastră, continuăm să ne dorim lucruri mici, să implorăm să primim nimicuri. Visăm că suntem cerșetori. În momentul în care cineva se trezește, are o mare surpriză. Descoperă că nu este cerșetor, ci împărat. Acesta este scopul meditației. Să te facă conștient de împărăția ta, să te facă conștient de înaltul tău potențial. Odată ce ai început să devii conștient, călătoria încetează a mai fi dificilă. Puțină trezire și somnul aproape că a dispărut. Și atunci lucrurile devin mai ușoare.